altare lume, aici Robi și bine v-am regăsit la un nou episod. Băi, fraților, data aceasta filmăm de pe un cont din Hitman Agency, suntem pe contul Dolphin. Pentru început vreau să vă prezentăm HQ-ul. Avem aici un fel de abator, dacă am putea să zicem. Avem aici niște secrete alternate cu niște cârlige și astea chiar nu vreau să știu la ce folosesc. Bun, haideți să începem să facem și noi o... Să-i zic, frate, să-i zic. O asasinare portable. Get it. Fiind Mario 007. Slash. Nu, undercover. Slash. Nu, slash. Bă, deci o să zic slash. Exit. Bun. Așa, haideți să luăm un Sparrow de aici, dacă mai avem. Uitați, avem aici un Sparrow. Haideți să luăm pe ăsta. Spook hit. Bun, să dăm un Engine aferent corespunzător, cum ne place nouă. Și să ne ocupăm de domnul Mario 2007. Bun, aceasta este primul nostru, prima noastră țintă, dacă am putea să zicem așa, pe care o vom asasina, Doamne ajută. Deci să nu uităm regula de bază în Hitman Agency. Contractele se fac peste 150 de metri. Dar ce nu vreau să-i cauzăm FV-uri lui domnul Dolphin. Chiar nu vreau să-i cauzăm FV-uri. Nu vreau să-i facem așa ceva. Nu vreau să-i cauzăm nimic. Bun. Hai să mergem după domnul Mario. Sper să nu se miște. N-am modul cum apa pe mâini, din păcate. Am avut o mică problemă, am mai filmat-o la episod, aveam mod pe care îl știți cu toții, dar din păcate acel mod s-a decis el să nu mă lase să dau zoom cu sniperul. Și din păcate a trebuit să intru pe GTA default și să filmez, iar m-am chinuit foarte mult până să mi-l fac, că aveam și în ăsta moduri și chestii, în fine, chestii neinteresante. N-aveam cheat-uri, nu vă speriați. Bun, ia să vedem, cred că se află, da, la Siena, țintă tipică pe care o vom asasina. Se sună așa de ciudat, frate, sună foarte ciudat. Țintă tipică, ia auzi, și eu cu țintă tipică. Hai să ne punem aici, să fim băieți buni, ne punem aici. Așa, luăm un sniper. Deci are skin de asta de... Bun, ia uitați-l. N-ai voie... Nu el. Unde-i frate, unde-i frate, unde... Care e? Bare... Ăla e? Fratele meu. Bă, nu, voi vedeți pe ăsta cum cade? Bă, sigur el e aici. Deci exact în... Deci nu se mișcă. Ia uitați-l, ăsta e. Bă, frate, nu-l ia. Stați, fiu atenți. Bun! L-am asasinat pe domnul Mario la 199,1 de metri. Bravo, frate, haideți că l-am luat pe domnul Mario. Ce bine, ce bine. Bun, acum trebuie să plecăm repede. În câte știu, ni se duce undercover-ul. Ceea ce este ceva foarte ciudat și trebuie să scăpăm. Dacă ne prinde cineva, îi facem belele lui ăsta, lui domnul Dolphin. Și noi nu vrem să-i cauzăm belele. Bun. Ia, Dracula ce-a făcut? Domnul Dracula. Nu știu ce-a făcut domnul Dracula. Bun. Deci unde eram? Am avut probleme cu modpack-ul. Și n-am putut să filmez. Am avut o problemă foarte gravă și... Da.
Bun, hai să dăm get hit, să dăm alt contract. Undercover dezactivat. Nu e de bine. Băi, aici scrie undercover dezactivat, dar acolo scrie undercover on. Nu înțeleg absolut nimic de această facțiune. Slash undercover, nu, slash get hit. 14 minute. Hai de capul meu. Așteptăm 14 minute și vom reveni. Bun, fraților, am revenit după ce am făcut acel contract. După vreo 14 minute a port table slash get hit. Get hit, am zis. Slash port table, nu, slash sub. Down the cover. Zis salită. Bun, să zic repede salită, el este proprietarul contului. Am revenit cu un nou contract. Am revenit cu un nou contract. Probi este pe zona. Bun, unde eram? Undercover, să știm și noi limba engleză. Bun, și să dăm aici un order, un oferent. Să de tu pe cine l-a? Pe cine l-am luat? Pe ID 36. Scrie mai sus. Slash exit ca să ieșim și să primim pachetul. Așa, bun, l-am. Bun, haideți să luăm un sparrow. Și să dăm Find Christie 2017, ce facem noi? Verona Beach. Văd că nu se mișcă nici el, ceea ce este destul de bine. Vreau să facem acest contract cam, nu știu, 300 de metri. Ca să mai putem face încă unul repede, să mai așteptăm foarte mult, deoarece nu am chef de așteptat. Chiar n-am chef de așteptat. Și cred că vreți și voi să vedeți consecutiv contracte consecutive, băi fraților. Cred că doresc și voi să vedeți chestiile astea la mine pe canal. Nu îți fac pauze și tăietru pe episod. Ups, ups. Așa, bun, hai că s-o și întunecat. Mie mi se pare noaptea un fenomen al naturii, foarte fain pentru a face contracte pe SAM, deoarece vezi mai bine skin-uri, mai ales dacă ai skin-uri de la scripitoare, este bestial pentru tine. Depinde pe ce skin ai, dacă ai toate skin-urile, vezi, vedea mai verde în fața ochilor. Păi singur dezavantaj la ăsta, la Sparrow, este că merge foarte încet, foarte încet și se ridică foarte greu. Dacă avea rang 3 acum, eram cu Maverick, făceam contact repede. Ce elegant. Dar ne mulțumim cu ce avem. Și chiar îmi place că filmez de pe un cont în Hitman. Este foarte fain. Adică, da, e foarte distractiv să faci contracte, să omor persoane pe bani. Și faza e că în Hitman câștigi foarte mult. Câștigi foarte, dar foarte, foarte mult. Energia primește asara unui jucător. E clar. Nu. Ups, ups, ups. Așa, să ne ridicăm. Ia să vedem. Ia să vedem unde. Nu merge. Nu merge, nu merge. Nu, 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 nu. Ce pățim? Hopa, 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 hopa. Măcar 200 de metri. Hai măcar. De aici putem? Putem, putem. Păi, e destul de greu. Nu-l văd. Da, trebuie să ne ducem puțin mai în față. Nu-l văd, asta e ideea, nu-l văd. Dacă-l vedeam, puteam lua și cred că nici voi nu-l vedeți pe Cristi, deci să trecem puțin mai în față. 300! De ce faci, fratele meleu? Opa! Ho, 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 ho! Prea aproape, prea aproape, prea aproape. Suntem prea apropiați față de ținta noastră. Nu, aici. Locul perfect. Perfect!
Bun! L-am luat pe domnul Cristi de la 200 și ceva de metri. Nu e, n-a fost așteptarea mea. Haideți să plecăm repede, să plecăm foarte repede, deci să nu ne vadă nimeni că am luat, să nu ne vadă nimeni cu undercover-ul off. Îl facem de FV pe domnul Dolphin. Și n-ar vrea să se pune pe o clădire, pe clădirea aia să ne punem din față. Să nu facem pe domnul ăsta de FV. Că nimeni nu și-ar dori să-l facem de FV. Hopa! Ai de cap, ce face băiatul ăsta? Cred că e nervos rău de tot. Cred că e foarte nervos, domnul. Zero. Câte contrare te pui, frate? Bun, hai să stăm aici. Să așteptăm să se ducă... undercover-ul. Hai, du-te, du-te, undercover-ule, du-te, du-te, du-te. Da, se va duce din 30 secunde, când am auzit, se duce la contract. Bun, undercover dezactivat. Vom pune o pauză și vom reveni cu următorul contract și ultimul de pe acest episod.